prin ordinea prefectului, 27. Numărul de consilieri locali aleși la data de 27 septembrie 2020, 27. Numărul de consilieri locali aleși prezenți la ceremonie, 25. Numărul de consilieri locali absenți la ceremonie, 2. Constat că este îndeplinit forul necesar, conform condițiilor prevăzute la articolul 116 alineatul 1 din Codul Administrativ. Instanța a dispus următoarele. Admite cererea formulată de către pretendenta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, Primăria Municipiului Constanța, prin Secretarul General. Dispune validarea mandatului următorilor consilieri locali declarați aleși. Rusu Ionuț, Câmpeanu Adriana Teodora, Arghilescu Adriana, Avotarului Costin Valeriu, Andrei Mihaela, Pomocea Cristian, Nazâru Alexandru Marian, Fira Stere, Popa Teodor, Tatu Daniel Gigi, Caragheoghe Dumitru, Pocargeanu Sorin Daniel, Garic Mirela, Ochiuleț Sunhai, Iacob Florin Cătălin, Popescu Cristiana, Badea Aura Cerasela, Stavăr Bergea Romeo, Călin Pilian, Răsăuțeanu Costin Ioan, Nicolae Inela, Dede Perodin, Merdinian Liviu, Dobre Ioana Claudia, Tincu Cristian, Șervănescu Marian Octavian. Dispune invalidarea mandatului următorului consilier local, declarat ales, Cârbulescu Gabriel Valentin. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putință și în priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța, așa să ne ajute Dumnezeu. Vreau să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța, așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dispune validarea legii petentului Țar Virgil în funcția de primar al municipiului Constanța, județul Constanța, conform rezultatele alegerilor locale din data 27.09.2020. Îl invit pe domnul primar Virgil Chițac să depună jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragi constanțeni, am primit această victorie demn și încărcat de toată responsabilitatea pe care o port asupra mea. Am amânat festivitățile pentru finalul mandatului când voi putea trage linie asupra a ceea ce voi fi făcut și voi putea să vă privesc în ochi, conștient fiind că am făcut tot ceea ce a depins de mine pentru a face din orașul vostru un loc mai bun. Până atunci, prefer să-mi pun în aplicare viziunea și să-mi conduc onorabil misiunea la bun sfârșit. Dar nu voi face asta singur. Fiecare cetățean al Constanței, indiferent de opțiune politică, fiecare partid politic, fiecare afacere, cât de mică, fiecare spital, fiecare școală, fiecare organizație non-guvernamentală, va avea un loc la masa orașului nostru, sunt mândru că stau în capul acestei mese și vom decide împreună. În perioada ce a trecut de la alegerea mea ca primar al Constanței, am constatat că există un nivel uriaș de așteptare în rândul cetățenilor. Foarte mulți ar dori ca lucruri care nu s-au făcut de 20 de ani sau s-au făcut prost să se întâmple sau să se repare azi, cel târziu mâine.
pot șterge ca și când ai șterge de pe o tablă formule matematice scrise prost. Schimbând optica Ministerului Orașului, el va intra pe un curs normal, dar nu dintr-o dată. Ci asemenea unei nave care schimbă drumul la bandana Târgăi, dar nu brusc. Cu siguranță însă vom pune nava pe drumul corect, pentru că noi știm încotro să navigăm. Constanța merită să fie un loc mai bun pentru Constanțeni. Constanța merită să fie un loc mai bun, nu mai pentru Constanțeni. Îndrăznesc să spun că în actuala conjunctură internațională, Constanța merită să fie un loc mai bun pentru români. Constanța are o relevanță strategică pentru Uniunea Europeană și pentru NATO. Așa cum am spus, mă apropii de biroul primarului cu umilință, conștient fiind că sarcina și răspunderea ce mi-au fost încredințate sunt mari. Sunt onorat de acest lucru și voi face tot posibilul pentru a justifica această încredere. Vă mulțumesc! Îl felicit pe domnul Chițac pentru alegerea în funcția de primar. Îi felicit pe constanțenii care au votat cu domnul Chițac pentru că au făcut o alegere extrem de benefică care se va dovedi în anii de mandat de primar pe care îi va avea domnul primar Chițac. Sunt convins că se va petrece o schimbare profundă în bine în administrarea municipiului Constanța. Rigoarea, bunul simț, respectul față de lege și față de oameni, viziunea, corectitudinea, dezvoltarea vor fi caracteristicile acestui mandat. În ce mă privește, sunt prezent aici să garantez susținerea proiectelor noi administrații pentru Constanța. Și de asemenea, susținerea unor proiecte de la nivel guvernamental care sunt extrem de importante pentru municipiul Constanța și pentru județul Constanța în ansamblul său. Constanța are oportunități de dezvoltare extrem de importante. Constanța este o poartă de intrare, ieșire în Europa. Constanța are o poziție strategică la care a făcut referire domnul primar Chițac, extrem de importantă, în flancul estic al NATO și, să spunem așa, la răscruce de vânturi. Constanța are o șansă la dezvoltare uriașă, care sunt convins că va fi valorificată de administrație.